Lider înseamnă nu să aducă probleme, ci să rezolve probleme. Principalele trei atribute. Sigur, se poate răspunde la acest lucru constituțional, dar am ceva înainte de Constituție, care ține de această țară și de ceea ce a însemnat poporul român și istoria lui, și anume trebuie să fie un conducător de glie, adică să-și iubească necondiționat poporul și să aibă leadership. Leader înseamnă nu să aducă probleme, ci să rezolve probleme. Constituțional este reprezentarea țării la nivelul instituțiilor europene și internaționale, este numărul 1. Numărul 2 este cea legată de garantul independenței, unității și suveranității teritoriale, și numărul 3 veghează la aplicarea Constituției și la modul de funcționare al tuturor autorităților publice.